Astăzi vom dezbate un topic esențial, zic eu, pentru oricine dorește să-și cumpere o mașină sau să o schimbe pe cea existentă. Iar aici sunt multe criterii care trebuie luate în considerare. Primul este, desigur, bugetul. Ce îți dorești versus ce îți permiți. Îți iei o mașină nouă, îți iei o mașină second hand, o cumperi cu banii jos, o finanțezi. Aici se face cumva un calcul destul de simplu, conform regulii 20-50-10. Adică 20 reprezintă procentul pe care îl vei pune drept avans. 5 este perioada maximă de finanțare, în ani, bineînțeles, iar 10 este procentul din salariul lunar pe care ar trebui să ți-l permiți ca să îți finanțezi și întreții mașina. Mulți însă preferă să o cumpere cash. O țin o perioadă, apoi o dau mai departe. Iar cu șanse nu pierd foarte mult. Iar dacă sunt deștepți, unii pot scoate chiar și profit de pe urma acestora. Dar asta ține de tipul de mașină ales și mai ales de noroc. Și acum, în funcție de buget, ce ne alegem? O mașină nouă sau o mașină second hand aproape nouă? Sau mergem pe ceva mai ieftin, de hărtănit și de aruncat ulterior? Al doilea criteriu. Este singura mașină, a doua mașină sau a 11-a mașină? Dacă este singura mașină, clar îți trebuie ceva cât mai polivalent cu putință, cum ar fi un break de clasă medie, Kia Proceed, BMW seria 3 Touring, Volvo V60 sau poate ceva mai mare și mai polivalent, cum este V90-ul din spatele meu. Nu-ți plac break-urile? Atunci nicio problemă, există sedanuri, dar îți asumi că pierzi din practicalitatea portbagajului. Dacă este a doua mașină, atunci de cap și ia-ți-o pe a doua drept moft, căci cu toții avem câte o mașină preferată. Poți să urăști mașinile și tot să fie una care să-ți provoace vise umede de noaptea. Cel mai comun exemplu sunt oamenii care au o mașină mare, o limuzină, fie el S80, S90 sau Audi A8 sau BMW seria 7 și așa mai departe, cal de cursă lungă, cum s-ar spune, dar mai au și o răgălie micuță de oraș, un Smart Fortwo sau poate o electrică, un Spring, un E-Up și așa mai departe. Dar după vine exemplul idioților. Idioții sunt oamenii cu idei, ca să știți. Intru și eu în această categorie, drept urmare am așa ceva. 3. Destinația mașinii. Ce vrei de la ea? Ce vrei să facă? Pe unde o utilizezi? Vezi tu, asta a fost cea mai mare dilemă atunci când mi-am cumpărat eu mașina. Știu că sunt un caz special mai izolat, dar pentru mine criteriile au fost următoarele. Mașină mare, spațioasă, să pot căra mult echipament cu ea la filmări. Apoi, pe unde mă duc filmările? Ah, da, pe munte. Bun, atunci ce-mi trebuie? Ceva capabil și de off-road. Deci ceva cu 4x4, nu cu all-wheel drive, să pot pune niște anvelope mari și grase pe ea, că na, o încarc cu sute de kg de echipament, să nici nu o omor prea tare urcând n-ai prea știe ce pante. Deci, de preferat și cu reductor. Iar după toate aceste criterii, am ajuns la două. Camionete sau SUV-uri destul de potente în teren accidentat. Și ca să-mi fie și mai ușor, mi-ai adăugat un criteriu. Criteriul moft. Ce mi-ar plăcea mie să fac cu mașina asta? Păi, overlanding. Să merg pe oriunde îmi doresc și să pot dormi în mașină. Atenție, nu cort, ci în mașină. Păi așa am redus la mirificul număr de 3 mașini. Toyota Land Cruiser, țin bine la preț datorită fiabilității și nu voiam model pre-2010, adică Euro 4, așa că pic. Mitsubishi Pajero, motor de 3.2, la noi intră la impozit de mașină de lux, așa că pas. Și am rămas cu ultima variantă, am căutat bine exemplarul ca să nu risc prea multe din punct de vedere al fiabilității, m-am documentat cât de bine am putut înainte și am ajuns la Discovery 4. Iar pentru cârcotaș, 30.000 de kilometri mai târziu, încă nicio problemă și niciun bec aprins. Ei bine, destinația și scopul mașinii sunt foarte importante, poate chiar mai important decât bugetul. Ce vrei să facă mașina ta? Vrei strict o mașină de oraș și atât? Vrei să poți merge și la drum lung? Sau ești navetist care face mii de kilometri pe lună? Vrei ceva de circuit? Vrei ceva de off-road? Sau vrei doar o mașină destinată defilării prin oraș, cum este acest BMW? Și dacă ținem apăsat pe acest buton, se întâmplă asta. Astea sunt întrebări la care trebuie să-ți răspunzi singur și foarte cert înainte de a te hotărâ în ce direcție să o iei. Și acum, dimensiunea și numărul de uși. Dacă până acum aveam de ales între 5 categorii mari și late, fiți atenți aici. Avem așa, 2, 3, 4 sau 5 uși, mașini micro, hatchback-uri sau CUV-uri, adică Compact Utility Vehicle, da, există și asta, sedanuri, break-uri, limuzine, SUV-uri, adică Sports Utility Vehicle, SAV-uri, adică Sports Activity Vehicle, crossover-e, monovolume,
off-roadere, camionete, decatopabile, mașini sport, cupe, supercaruri și lista continuă. Dacă ești tânăr și singur, eventual și cu persoana aleasă, te descurci liniștit și cu o mașină în două uși. Dacă ești și antisocial sau mai ai și o altă mașină, atunci merge bine și un roadster, adică în două locuri. Sau poate îți dorești o decapotabilă. Poate vrei o decapotabilă 4x4. Vrei o mașină modulară, să scoți o bucată de plafon, să scoți pe a doua, să scoți spatele, ușile... Nu știu, ce mai vrei tu să mai scoți de pe ea? Dar asta deja cred că intră un pic la categoria mașini moft. Dacă din când în când mai car și alți oameni cu mașina, atunci măcar ia-ți ceva în 5 locuri. Dacă ai o familie de 3 sau 4, recomand break-uri sau SUV-uri. Dacă ai o familie de 7, atunci clar ai nevoie de un monovolum, un SUV de clasă mare sau poate chiar un autocar. Tot la dimensiune intră și practicalitatea, sau mai precis, spațiul portbagajului. Vezi tu, un hatchback, Honda Civic nu se pune, stați liniștiți, are în medie între 300 și 400 de litri spațiu de stocare, în general sub 400. De ce nu Honda Civic? Căci ea face parte din propria clasă, înlocuind atât fostul Civic cât și Accordul. Un sedan, iarăși, în jur de 400 de litri, hai 450. În schimb, un break, în principiu, depășește 500. Acest V90, spre exemplu, are 550 de litri. Iar dacă ne gândim la SUV-uri, păi se duc și către 1000. Cel puțin așa are a mea. Acum, partea mai tehnică. Ce fel de combustibil vrem să folosească mașina? Momentan avem 4 mari și late, că na, hidrogenul încă nu se pune. Benzină, diesel, hibride sau electrice. Dieselul este bun la drum lung, benzina și hibridele sunt bune ca all-roundere, iar electricele sunt bune pentru oraș. Dar din nou, există și excepții. Sunt destule mașini electrice capabile să parcurgă drumuri lungi, chiar și peste 500 de kilometri cu un singur plin de zeamă electrică. Desigur, cel mai la îndemână exemplu este o Tesla Long Range, dar în același timp și acest BMW i7 se descurcă cu brio, pentru că autonomia declarată este de undeva la 620 de km în regim VLTP, dar mai sunt și altele, Kia Niro E, spre exemplu. Acum, hibridele. Nu pot recomanda decât hibridele tradiționale, care și-au dovedit potența de-a lungul anilor. Personal, nu-mi plac deloc plug-in hybridurile, mi se par fix struțocămile gândite ca să împace pe toată lumea și capra și varza, și care totuși nu sunt neapărat bune mai la nimic. Dar asta este fix o părere personală, așa că vă rog din suflet să nu îmi săriți în cap. Iar acesta este un clip care va fi privit diferit de fiecare în parte. Dar știți cu ce puteți să îmi săriți în cap? Păi cu un like și cu un subscribe. Revenind! Mai există și mild hybrid, care sunt practic niște motoare pe benzină scutite de impozit. Benzina. Dacă nu dorești să fii în ton cu restul lumii și vrei să rămâi pe combustibil fosil cât se mai poate, da, tu, te înțeleg perfect, stai liniștit. Diesel. Încă mai are și el calitățile lui. Sunt foarte bune la drumuri lungi, cele mai economice și sunt cu atât mai bune puse pe un SUV mare sau pe camionete unde ai nevoie de... Da. Cuplu. Mild hybridurile au totuși niște mici calități, strict din considerente de impozit și strict la noi, că, na, România. Dar nu se știe cât o să mai țină chestia asta. Spre exemplu, că tot este printre ultimele noastre episoade realizate, Mazda CX-60 diesel este motor de 3.3. Și chiar când ridicam mașina aceasta, am stat un picuț de vorbă cu Luci. Și chiar mă gândeam, cât de mișto o fi mașina, cine naiba o să-și o cumpere, că este peste 3000 capacitate cilindrică și intră la mașini de lux. Asta înseamnă că impozitul sare de 5000 de lei pe an. Răspunsul lui a fost cur și la obiect și da, are foarte mare dreptate. O să o cumpere toată lumea pentru că e mild hybrid. Și așa și este. Diferența de la 3300 de centimetri cubi între hibrid și non-hibrid este de la 5800 de lei la 290 de lei. Deci dacă vrei V8 în România și nu vrei să o înscrii pe Bulgaria, atunci îți iei ceva hibrid sau autoutilitară și ai rezolvat bâlciu. Și acum, că toți suntem la taxe și impozite, trebuie să țineți cont de următoarele. Până în 2000 de centimetri cubi, inclusiv, plătești un maxim de 200 de lei pe an. La 2500 plătești până la 1100 de lei pe an, iar la 3 litri plătești 2500 de lei. Iar orice sare de 3000, sare și de 5500 de lei pe an. Și da, după cum știți, salariul mediu pe economie este undeva între 750 și 1000 de euro pe lună. Drept urmare, trebuie luat în calcul și acest fapt. Iar același lucru este valabil și pentru asigurare, în funcție de vârstă, bonus malus și desigur clasa mașinii. Acum, tracțiune. Ce vrei și de ce? Și mai important,
Îți pasă? Pentru 90% dintre voi, probabil că nici nu contează acest lucru, dar mai sunt și situații specifice. Părăsești carosabilul măcar din când în când, așa, o dată de două ori pe lună, sau stai în nordul țării unde iarna chiar ninge? Păi atunci poate nu ți-ar strica un sistem all-wheel drive pe mașină. Îți place off-road-ul sau overlanding-ul? Atunci n-ar fi rău să ai 4x4. Eventual și un reductor cu diferențiale blocante. Vrei să mergi cu mașina pe circuit sau poate chiar la competiții sau vrei o mașină de drifturi și de senzații tari și să fii șmecher prin oraș cu BMW-ul tău E36 de 1000 de euro? Păi atunci îți iei propulsie. Dar ai grijă la BMW-urile vechi, ori fi ele mașini bune, dar sunt la fel de bune precum foștii proprietari. Asta este de ținut minte. Și acum, ultimul capitol, dar care este ceva mai stufos. Când și cum? Vrei mașină nouă? Este foarte simplu. Ori te duci direct la dealer sau și mai simplu de atât, faci o cerere pe platforma noastră cunoscută, autovantage.ro. Care sunt beneficiile unei mașini noi? Păi în primul și în primul rând intră garanția. Știți deja că fiecare producător oferă cât dorește el garanție. Unii au 2 ani, alții au 5, alții au 10. În al doilea rând, trebuie să ții cont și de mentenanță. Fiecare brand are prețurile sale și, logic, pe măsură ce avansezi în clasă și preț, avansezi vertiginos și în sumele aruncate pe la reprezentanță și nu numai. De aceea sunt foarte mulți care își cumpără mașini noi și în secunda în care au terminat garanția, au pus-o la vânzare. Dar asta mi se pare fie metoda greșită, fie metoda omului care își permite. Desigur, depinde de la caz la caz. O altă metodă bună, sau cum îmi place mie să zic, metoda cumpărătorului deștept. Să îți cumperi o mașină care a pierdut deja surplusul financiar dat de către reprezentanțe. Știți deja că orice mașină, odată ieșită pe porțile fabricii, pierde instant un minim de 20%. Sau, mă rog, așa se întâmpla înainte de a începe criza asta stupidă. Că acum există mașini care sunt mai scumpe SH decât noi nouțe, cum este cazul GR Supra, spre exemplu. Dar mai sunt și altele. Ei bine, știți deja că noi la AutoVantage nu facem reclame, nu ne prostituăm pe bani, cum s-ar spune, dar de data aceasta chiar am găsit o variantă foarte deșteaptă pentru voi, mașini la mâna a doua care sunt ca noi. Unele încă mai au garanție, iar dacă ce îți alegi nu mai are garanție, îți pot pune chiar ei la dispoziție până la 24 de luni de garanție. Mașinile în principiu au puțin kilometri și, foarte important, pot fi aduse în țară cu 0% comision de import. Da, ați auzit bine. Uite cum stă treaba. Există acești băieți foarte deștepți numiți Euroauto 21. Ei sunt primul dealership din țară care se adresează exclusiv persoanelor juridice. Că de, este mult mai simplu și mai convenabil cam din toate punctele de vedere să îți iei mașina pe firmă. Plus că este și mai simplu de finanțat. Drept urmare, poți crește puțin clasa mașinii pe care dorești să-ți o cumperi. Bun, să zicem că vrei un Kodiaq în loc de Karoq, să zicem că vrei un Rubicon în loc de un Sahara. Ce oferă acești băieți de fapt? În primul rând, mașina nu se aduce neverificată. Foarte important. Deci scap de stresul adus de cei care repară BMW-uri în colțul străzii la vericu. Tot ei te ajută și cu finanțarea, cu asigurarea și cu casco. Și ai practic trei opțiuni. Fie îți alegi ceva de la ei din stoc, fie faci o cerere pentru un model anume și vezi ce ofertă îți pot aduce, sau poți chiar să le dai tu direct linkul cu mașina dorită și ei ți-o confirmă sau nu. Depinde cât de bun îți este ție ochiul până la urmă. Și care e faza cu acest 0% import la comision? Păi băieții ăștia au făcut un soi de concurs. Primele 21 de cereri din fiecare lună vin cu 0% comision de import. Însă, dacă te-ai mișcat greu, trebuie să mai aștepți o lună. Sau nu? Ei bine, pe site-ul lor ai o pagină numită Import Comision 0%. Dai click acolo și unde vedeți câmpul necesar, introduceți un cod unic de prioritate. AVX5. Și puf! Poți fi numărul 22 sau 23 sau 53 sau 87 sau nici nu mai contează. Cert este că dacă folosești codul nostru, care, atenție, se schimbă totuși destul de des, cel puțin o dată pe lună, trebuie să continui să ne urmărești clipurile pentru a le descoperi pe cele de actualitate. Beneficiezi și tu în cazul acesta de acel import cu 0% comision. Iar pentru cine nu știe, în mod normal, comisionul unui dealer este în jur de 5% din prețul de achiziție al mașinii. Deci, practic, voi furați pe ei, nu ei pe voi. Oricum,
dacă vrei o mașină la mâna a doua, cel mai deștept este să alegi ceva care încă să aibă garanție sau care să fie luată prin intermediul prietenilor noștri de la Euroauto 21. Recomand un maxim de 50.000 de kilometri, dar ideal ar fi undeva pe la 20 și încercați să evitați cumpărăturile directe și asta înseamnă să luați de la dealer, nu de la samsari. Dacă nu vrei o mașină la mâna a doua, chiar și în condițiile acestea și sunteți totuși chitiți pe ceva nou-nouț, să scoateți și voi țiplele, puteți oricând să intrați pe platforma noastră autovantage.ro, să plasați o cerere de ofertă, iar în cel mai scurt timp dealerii noștri parteneri vă vor răspunde pe e-mail, economisindu-vă timp și bani și nervi și scurtând radical acest proces obositor. Sper că vă este util acest video, nu uitați de un like și un subscribe, iar până data viitoare, conduceți cu grijă!